domnilor consilieri. Suntem prezenți 11 din 13. Unul va intra online când este momentul. Ședința este statutară și voi citi dispoziția domnului primar de convocare a Consiliului Local în ședință ordinară. Dispoziția numărul 182 din 8-7-2020. Analizând temeiurile juridice, articolele 134-135 din Ordonanța 57-2019, privind codul administrativ, ținând cont de referatul numărul 4052 din 8-7-2020, întocmit de către secretarul comunei prin care propune domnului primar convocarea Consiliului Local în ședință ordinară, pe luna iulie, în data de 15-7-2020, primarul comunei Ghimeș-Făget emite următoarea dispoziție. Articolul 1. Se convoacă în ședință ordinară a Consiliului Local al Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, pentru data de 15-7-2020, ora 10, ședință ce va avea loc în sala de ședință a primăriei din sat Făget, Comuna Ghimeș-Făget, având următoarea ordine de zi, cuprinsă în anexă care face parte integrată din prezenta dispoziție. Și ordinea de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre. Trecem direct la puncte. Da, trebuie să aprobăm ordinea de zi. Toată lumea. Proiect de hotărâre. Dacă aveți cunoștință și nu mai dau citire, ordine de zi. Nu mai au reluat. Și cu retragerea unui punct, care nu are documente justificative. Deci nu erau toate. Punctul numărul 5. Completarea listei partizilor. Nu există apelările. Și supun la... Și includem un alt proiect de hotărâre, a ajuns mai târziu la noi. Se modifică programul prin care am aprobat noi modernizarea sistemului de iluminat stradal în Comuna Ghimeș-Făget. Și pentru asta trebuie revocată hotărârea care am aprobat-o pe 25 iunie și să dăm o altă hotărâre. Dacă sunteți de acord... Dar de fapt nu se modifică altceva. Se modifică denumirea programului. Da. Cine este de acord cu ordinea de zi modificată? Cine este pentru? Domnul Sfântul și domnul Laim Sfântul. Da. Împotriva abțineri nu sunt. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară din luna iunie 2020. Inițiator primarul comunei Ghimeș-Făget. Dacă e nevoie să dau citire procesului verbal sau aveți cunoștință despre. Cine este aveți pentru? Procesul cumva? S-a trimis cine este pentru? Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirilor străzilor din Comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Ghimeș-Făget. Avem raportul, referatul de aprobare și tabelă. Și tabelă. Dacă sunt discuții. Și da. Avize a dat la deci consiliul 3? Da. Da, asta a propus să trecem imediat la... Da. Aviz favorabil, comisiile 1 și 3. Citesc tabelul cu denumirile străzilor, dacă vreți. Sau îl lăsăm pe domnul viceprimar să ne explice situația. Da, păi a revenit la cu... acest proiect de ordine de zi, datorită faptului că proiectul ăsta cu iluminatul depinde foarte mult și de partea asta cu nomenclatorul stradal. Și dacă nu avem nomenclatorul stradal, nu putem să, adică nu putem să avansăm cu proiectul ăsta pe extinderea iluminat public. Aici aș avea o întrebare la domnul primar. Dacă prevede legea treaba asta care a zis dumneavoastră sau în proiectul de iluminat public este prinsă clauza asta că trebuie nomenclatorul stradal. Dacă aveți în documente așa ceva. Păi toate proiectele care sunt, de exemplu, noi acum
suntem într-un avans și cu PUB. Acest proiect, de exemplu, e pentru străzile care sunt făcute deja, măsurători, de ricărtopo, măsurători și... Nu au denumire. Da, și noi nu avem denumirea cum trebuie, deci nu le avem prinse ca lumea. Și avem începută documentația și datorită... Na, că nu e trecută de Consiliul Local, e singurul pas care mai trebuie făcut. Și suntem singura comună pe Valea Tontușului care nu avem și în afară de asta, Curtea de Conturi, când ne-a cerut cheltuielile pe investiții, ne-a cerut și dosarul cu cheltuiala la nomenclator. Bineînțeles, care nu este implementată, nu este dusă la bun sfârșit. Și ni s-a recomandat să o supunem iarăși Consiliului Local. Dar vreau să spun de și numele. Cum cheamă, tot rămâne cum au fost, cum... Da. Păi, în general, s-au mers în general. Bineînțeles că știm foarte bine când am discutat atunci, trebuie să respect niște norme. Prima dată am crezut că tot ce punem noi, adică dacă avem, nu știu, șoseaua principală sau denumire, nu mai poți să repeți iar în comun. Deci sunt niște lucruri care nu se pot repeta, care poate mai erau la unele străzi. Nu. Și le-am adus. Dar se pot da citire dacă e. Iar această toată documentația are și avizul Comisiei Județene. Pentru că nu puteam veni în fața Consiliului Local fără a avea avizul Comisiei Județene. Și prefectul. Și a prefecturii, bineînțeles. La denumirea străzilor din satul Bolăvănișul, în păsate? Da. Gordunei, din strada Aurul Mare până în limita de Extravilan. Neghenilor, din strada Aurul Mare până în limita de Extravilan. Poloș, din strada Aurul Mare până în limita de Extravilan. Pârâul Șurii, din strada Aurul Mare până în limita de Extravilan. Petricheni, din strada Aurul Mare până în limita de Extravilan. Pârâul Turceni, din strada Aurul Mare până în limita de Extravilan, Aurul Mare din limita de Intravilan dinspre Făget, strada Bolovăniș, până în limita de Extravilan spre Răchitiș, Izvorului, din Aurul Mare până în limita de proprietate, Colcereni, din strada Aurul Mare până în limita de Extravilan. Dau citire pe toate satele și după aia, dacă vreți să puneți întrebări. Tăbăcarilor, din strada Silota până în limita de Extravilan. Prundului, din strada Haltei până în limita de proprietate. Bisericii, din strada principală până în strada principală. Filaturii, din strada principală până în strada Filaturii. Pieței, din strada principală până în strada Bolovăniș. Orodic, din strada principală până în strada Bolovăniș. Trandafirilor, din strada principală până în limita de proprietate. Bolovăniș, din strada principală până în limita de Intravilan. Haltei, din strada principală până în limita de Extravilan, Frizeriei, din strada principală până în limita de Extravilan, Agricultorilor, din strada principală până în limita de Extravilan, Cantonului, din strada principală până în limita de Extravilan, Boltoșeni, din strada principală până în limita de Extravilan, și Lota, din strada principală până în limita de proprietate, Energiei, din strada Haltei până în strada Filaturii, principală, din strada Gării, dinspre Ghimeș, până în strada Fagului, spre Făgetul de Sus, Budaca, din strada Evreilor până în strada Pieții, Tunelului, din strada Budaca până în limita de Extravilan, Nucului, din strada Budaca până în strada principală, Releului, din strada Budaca până în limita Extravilan, Morii, din strada Bisericii până în limita de Extravilan, Ghimeș, Tâmplarului, din strada Muților până în limita de proprietate, Vânătorului, din strada Muților până în limita de proprietate, Cetății, din strada Gării până în limita UAT spre Palanca, Emil Rebreanu, din strada Gării până în limita de proprietate, Pârâul Carantinei, din strada Gării până în limita de proprietate, Marton, din strada Gării până în limita de proprietate, Patchi, din strada Gării până în limita de proprietate, Zanazi, din strada Gării până în limita de Extravilan, Aldemaș, din strada Gării până în limita de Extravilan, Roco, din strada Gării până în limita de Extravilan, Afumată, din strada Gării până în limita de Extravilan, Stadionului, din strada Gării până în limita de Extravilan, Florilor, din strada Gării până în limita de proprietate,
antale din strada Aldemaș până în strada Capelei, mulților din strada Aldemaș până în limita de proprietate, pădurii din strada Aldemaș până în limita de extravilan, Capelei din strada Aldemaș până în limita de extravilan, gării din limita de Oate dinspre Palanca până în limita de intravilan spre Făget. La Răchitiș, izvorul rece din limita de extravilan dinspre Bolovăniș până în limita de extravilan, Pepinierei din izvorul rece până în limita de proprietate, Sărătura din izvorul rece până în limita de extravilan, Pârâul Prelucaci din izvorul rece până în limita de extravilan, Căminului din izvorul rece până în limita de extravilan, Valea Fragilor din Calea și Clăului până în limita de extravilan, Râul Smida din izvorul rece până în limita de extravilan, Târhăuș, strada Evreilor din strada principală până în intersecția străzii Râul Sărat și Calea Târcuței, Fabricii din strada Evreilor până în limita de proprietate, Tănăseni din strada Evreilor până în limita de proprietate, Mateieni din strada Evreilor până în limita de extravilan, Niculițeni din strada Evreilor până în limita de extravilan, Rahău din strada Evreilor până în limita de extravilan, Pârâul Sărat din intersecția străzii Evreilor cu strada Calea Târcuței până în limita de extravilan, Calea Târcuței din intersecția străzilor Evreilor și Pârâul Sărat până în limita de extravilan, Făgetul de Sus, strada Câmpului din strada Fagului până în limita de Oate, Crângului din strada Fagului până în strada Fagului, Fagului din limita de intravilan dinspre Făget până în limita de extravilan, Luncii din strada Fagului până în strada Crângului, Pârâul Buha din strada Fagului până în limita de extravilan, Școlii din strada Fagului până în limita de proprietate. Dacă sunt întrebări sau amendamente. Eu atâta vreau să ridic. Eu și tu la trecută ce discuție am avut, am zis părerea, de ce sunt, nu sunt de acord. Trebuie luată considerare și părerea oamenilor. Mai mult de atât am nimic de adăugat. Alte supune. Sunt părere. Supun la vot. Cine este pentru? Da, se aude? Este pentru? Sunteți pentru? Sunt pentru, da. Cine se abține? Cine se abține? 3. Da. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, inițiator primarul comunei Timișoara. Aici vorba despre suma care vine la... Aici se rectifică bugetul pentru că am primit profitul de la Ocol și avem și solicitarea doamnei director de la școala de la școala Doamnei Gherghele pentru să-i acordăm 15.000 de lei. Știți că a fost discuția în ședința anterioară, dar avem nevoie și de hotărâre de Consiliu. E vorba despre parchetul care s-a degradat și vor să fie înlocuit la școală. Există referat de aprobare, raport de specialitate. Suma virată de către Ocol este 307.430. Din această sumă, 15.000 la școala Doamnei Gherghele, 100.000 pentru refacere, reabilitare și consolidare poduri și pădețe în comuna Timișoara și 192.430, reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural, comuna Timișoara. Cine este, dacă sunt întrebări? Avize sunt, supun la vot, cine este pentru? Unanimitate. Așa luăm altea la listă, da? Sunt
La următorul proiect, proiect de hotărâre privind delegarea conducerii executive a regiei publice locale OSE Ghimeș-Făget era șefului de OCOL, directorului regiei, inițiator primarul comunei Ghimeș-Făget. Deci adresa de la Consiliul de Administrație, care am discutat-o și la trecută, și aici. Ce se propune? Atribuțiile de, articolul 1. Atribuțiile de conducere executivă a regiei publice locale OSE Ghimeș-Făget era sunt delegate de Consiliul de Administrație a regiei publice, directorului, cu care încheie contract de mandat în baza unei evaluări sau selecții prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul regiei autonome. Articolul 2. Ar prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Bacău, secția 2-a civilă și de contencios administrativ și fiscal, potrivit prevederilor legii 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunoștință, în condițiile legii, și se comunică prin grija secretarului general al comunei, primarului comunei Ghimeș-Făget, regiei publice locale și instituției prefectului județul Bacău. Există raport de specialitate, referat de aprobare, aviz din partea comisiilor, dacă sunt discuții. Puțin din raport, nu puteți să de... Raportul de specialitate. Potrivit prevederilor articolul 129 aliniatul 3 din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, articolul 18 și articolul 21 din Ordonanța de Urgență 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, legea numărul 46/2008 privind codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, legea numărul 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare, conform adresei Consiliului de Administrație, numărul 128 din 22 iunie 2020, se impune adoptarea unei hotărâri autorității publice tutelare, Consiliul Local Ghimeș-Făget, prin care să se delege conducerea executivă a regiei publice locale OSE Ghimeș-Făget era de Consiliul de Administrație către șeful de OCOL, director, prin încheierea unui contract de mandat în baza unei evaluări sau selecții. Referitor la cele expuse, mai sus vă rog să dispuneți. Secretar General. Aici aș avea o întrebare. Asta înseamnă că o să ia procedura de selecție pentru șef de OCOL? Da. Da. Adică... Da. Ba da? Da? Așa înțeleg eu. Asta că ar trebui să înceapă procedura de selecție a unui șef de OCOL. Așa, adică ori contract de mandat, ori... Nu mai contract de mandat. Da. Dar în proiectul ăsta nu scrie data respectivă. Când începem? Anul ăsta, anul viitor, peste 2 ani, când? La data comunicării. Asta la data comunicării intră și... Începe atunci de Consiliul Local și... Deci prin asta înțeleg că se pune capăt sau se reziliază cumva contractul de muncă al, ca la veche, al șefului de OCOL, care îl are direct cu Consiliul Local. Deci asta este un fel de... În raport cu curții de conturi, care era făcut, nu știu, în 2016, când a venit Curtea de Conturi, a spus clar referitor la acel contract că domnul primar de atunci, domnul Vilmoș, nu avea calitate, dreptul legal de a semna acel contract. Deci, ce se înțelege de aici? Că este nul, nu? Eu am înțeles treaba asta, doamnă, dar fiți atent aici. Atunci, în 2000, când a zis? 2007 sau când era? 2017, nu? Da. Atunci era un Consiliu de Administrație în spate la OCOR care funcționa cât de cât, nu? Trebuia să aibă un Consiliu de Administrație, nu? Da. Atunci Consiliul de Administrație, aia veche,
De ce n-am luat măsuri să facă contract de mandat sau să încheie contractul respectiv care nu este legal nici în momentul de față? Păi, pentru că nu cunoște asta, legea sau nu a respectat. Poate răspunde Consiliul de Administrație de atunci, nu eu. Și acum dacă Consiliul ăsta nou vrea să facă ceva, atunci înțeleg că tot ține ceva, că nu e voie, că nu e legal, că tot ne amenință și pe noi, unii dintre noi, că o să ne dea judecată, că... Vezi, doamnă, ce o să fie? Este timpul, este timpul să respectăm legea. Din punctul meu de vedere, consider că și atunci când s-a făcut selecția Consiliului de Administrație, s-a aplicat în totalitate legea, a fost respectată. Nu știu dacă până acum a mai făcut cineva procedura asta, dar cine vrea să ne dea în judecată... Ce se întâmplă cu salarizarea care s-a efectuat? Pentru că înseamnă că această salarizare nu și are o bază. În ce bază? Salarizarea la șeful de ocol. Domnule, salarizarea asta răspunde cei care au stabilit-o, nu... Păi nu, dar ce se întâmplă? Că aici, dacă, din moment ce a ocupat o funcție care nu are acoperire legală, deci toate hotărârile, sau poate el este exonerat chiar de răspundere pentru ce hotărâre a luat. Poate el a făcut un, practic, un... Fiecare răspunde pentru ceea ce a făcut, pentru ceea ce a adoptat, pentru ceea ce a decis. Nu... Și poate el, cum a zis și domnul Viole, poate el a luat banii comune pe degeaba, cum ar veni, pe nedrept. Și nu poate fi nici tras la răspundere pentru ce hotărâri s-au luat. Dacă s-au luat hotărâri ilegale sau ceva, sau... Păi dacă el a fost încadrat ilegal, dacă a fost încadrat ilegal, nu vă supărați, toate hotărârile care s-au luat, nu știu dacă sunt, au acoperire legală și cine răspunde pentru treaba asta. Probabil la momentul când a fost încadrat șef de ocol în 2004-2005, era altă legislație. Și atunci era altă, la 102. Dar consiliile de administrație au fost mai multe pe toată perioada asta. 2011, cât a fost de aplicată, cât a fost de respectată, de ce cei care au fost la conducere, care trebuiau să o aplice, care... Nu credeți că nu... Pe ce să cred? Eu cred și aud aici, pe de aici, și nu cred. Deci eu aud. Sunt organe competente care și bun acolo. Păi da, dar noi ce suntem aici? Nu suntem competenți, ca și consilier local. Dar am zis ceva... Deci dacă suntem consilieri locali aici, cred că avem o competență să punem și noi întrebări. Care e situația? Ce se întâmplă cu averea comunei? Cine a gestionat averea comune? În ce mod a gestionat-o? Pe cum adică? Noi nu stăm aici așa de... Organele competente au constatat, Curtea de Conturi, a lăsat măsuri. Dar modul de ducere la îndeplinire nu știu. Și răspunsul dat Curții de Conturi, dacă ne-a putea ocol să ne pună la dispoziție, acel răspuns, modul de îndeplinire a măsurilor. Da. Deci să solicităm de la ocol. Să solicităm, dar să ne dea raportul. Nu raportul, măsurile. Măsurile. Cum au fost duse la îndeplinire? Da. Dacă mai sunt și alte întrebări referitoare la acest punct. Nu se pun la vot. Cine este pentru? Pentru că nu știu cum să abține. 10 abține.9 abține. A masei lemnoase de picior și fasonate pentru anul 2020. Inițiator până la 2020. Și adresa de la Consiliul de Administrație. Asta este.
Avem adrese de la Consiliul de Administrație. Deci avem propuneri și la Ocolă, precum și la Consiliul de Administrație. La data comisiei nu erau toate documentele în notă de fundamentare, acum există. Da. Consiliul de Administrație supune aprobării Consiliului Local prețurile pentru 2020, nu și pentru 2021. Și doar pentru material lemnos din dobărături. Produs accidental. Dar atunci este prins hotărâre, cum am discutat în comisie, era și domnul Gorci acolo. Prețul la nevoi locale, la populație să scadă. Dar aveți anexa în față. Aveți anexa și... Acolo scrie multe, știți? Nu, ideea e că sunt prețuri chiar mai mici decât stabilite, pentru că trebuie să se facă... Prețul de referință. Deci ei trebuie să pună în aplicare la un dat calculul ăla, de transport, de grosime, de distanță. Și știu, la prețul de pornire să fie un preț. Nu, să nu depășească 100 de lei lemnul bun. Deci, mă refer. La 116. La G2, la grosime, la gros 2. Deci, în funcție de grosime, prețul de referință este 158 pentru populație. A fost. Deci, asta este ce a fost. Nu diferența. Da, da. Dar aici spune cu 13,7. Da. Deci, asta urmează să fie. Da. Da. Nu depășească 100 de lei. Așa am vorbit că nu depășim 100 de lei cu tot cu TVA. Deja nu depășesc. La populație e mai lei cu TVA. Cel mai rău. Atâta să fie cu populație. Nu am zis. Mă zic de populație. Asta, da. Deci a plecat de la 178. Nu, la accidental. De la 168 la 151. E prea mică diminuare. De asta e șapte, dar e zi. Și de la 129 la 116. Păi nu, hai la 116. Nu mi-e mult de asta, e vorbește de gros, dar vedeți mijlociul, da? Subțirea. Deci totuși trebuie să ținem cont de grosime. Dacă adunăm tot, atunci nu ajungem nici la 100 de lei. Partidă e și gros, e și mijlociu, e și subțire. Și dacă adunăm trei, că nu e numai gros, faci media, nu ajungem. Subțire, subțire, de exemplu, 3 categorii sunt. 41 de lei, da. Subțire. Mijlocii, și a fost 45. Ce mijlocii, domnul? De la 18 sau de la 20 până la... Pentru populație sunt trei categorii de lemn. Da. Este lemnul de foc, da. Deci care de foc. Subțire, însemnând la capătul subțire sub 20. Da. Și gros. Peste 20 la capătul subțire. M-am văzut o femă gros, nu te zic. Da, deci de nu e mediu și deci, cel de foc a fost 15 și acum 14. Da. În tabelul ăsta există și mijlociu. Da. Da. Însă mijlociu unde se încadrează? Mijlociu 89 a fost și 80. Da. Deci în momentul când... Și grosul cât era înainte? 168. 168. 151. Deci 168 și acum a coborât la 159, dar gros 1. Dar problema este că prețurile de referință stabilite anterior, da, conțineau și un indice, se aplica un coeficient de corecție. Da. Acum, coeficientul este 1. La populație tot nu era. Da. Deci cât e prețul de referință, atâta va fi și coeficientul. Păi da, dar noi am discutat atunci ca să nu depășim 100 de lei, dar aici depășim. Că dacă ne uităm în tabelul ăsta, prețurile de referință sunt fără TVA. Da. Păi fără. La ăsta se adaugă încă TVA, 9%. Și atunci dacă luăm 116 plus TVA, vine 140 și ceva de lei, nu? Da, 116 este gros 2. Ăsta vorbim de gros, domnul Ordeanu. Ia vedeți, faceți o adunare, că gros 2, gros 3, mijlociu, subțire și faceți o preț mediu și împărțiți la o cantitate să vedeți cât e metru cub. Că dacă omul ia o căruță de lemn, în ăla e și subțire și gros. Și dacă le împarți, vine sub 100 de lemn. Sub 100 de lei. Domnul Ordeanu, să știți că au fost analizate și prețurile au scăzut în așa fel... Cu 30% au scăzut prețurile. Da, deci ca să nu fim nici mai jos decât vecinii noștri. Vreau 618. Nu poți să scazi, că urmează încă un an când materialele noastre o să fie
nu o să fie exploatat și atunci ea trebuie să mai scoți prețul, că lemnul se depreciază. Dacă depreciază, ajung la 60-70 de lei. Acum, dacă iei la un preț, fi cât mai scoți din ăla? Ce intră în bugetul comunei? 80. Acum când mai are valoare, nu? Cum? Acum când mai are ceva valoare. Când mai are valoare, dar peste un an care nu o să fie exploatat și nu o să fie exploatat, trebuie să mai scoți. Totuși, eu aș avea o întrebare și nu știu cine poate să mă lămurească aici, în afară de șeful de ocolaș. Vine o medie de 63 de lei. Da. Asta înțeleg. Plus TVA. Da. Deci pe mine m-ar interesa 19%. 19%. Ajunge la 75 de lei. Da, aproximativ. Cu subțire și cu gros împreună. Da, și cu subțire, fără gros. Brutul total al lemnului. Că un arbore de diametru 40, în ăla e și mijlociu, e și subțire, e și gros. Și dacă le împarți, le faci, și atunci prețul ajunge la un preț de 75 de lei, 80 de lei. Eu de aia am pus întrebarea, înțelegeți că au fost precedente, că au coborât prețul și după aia a venit curtea de conturi și trebuia să plătească înapoi. Noi dacă procedăm, atunci să fie... Păi așa s-au făcut. Conform legii, probabil au coborât prețul preferențial, dar aici aplicăm pentru toți. Nu punem preferențial pentru agenții economici cu... Am înțeles. Am înțeles. Bine. Că dacă ajung, nu știu, ești cu scazi la retul gros, la ala subțire ajunge 10-15 de lei. Nu pot să dai nici așa un metru cu telemne. Hai să fim sinceri. Imediat un metru cu telemne să fie mai ieftin decât o pachet de țigări, apoi să vedem puțin că nu-i chiar așa e de. Ce intră în bugetul comunei? Dacă mă lăsați, cum să justifică scăderea prețului? Mă refer la alcool. Am văzut aici în raport de specialitate. Deci totuși a fost o licitație, da? Da. Da. Așa spune. În data de 10-6-a. Scrie ce în raportul de specialitate, că s-a adjudecat totuși 10 partizi în valoare de 4.600 de metri cubi. Tot în aceeași zi nu s-a adjudecat 9 partizi cu 3.123. Nu am aprobat noi aia 17 de metri. Da, corect. Dar nu s-au adjudecat, deci a fost o licitație. Nu mai trebuia să se mai organizeze o licitație și pe urmă să încercăm noi să diminuăm prețul la agenții economici. Și asta e una la mână. Și a doua la mână, noi mai avem nevoie de bani, ca și Consiliul Local, ca și primărie. Scădem prețul, corect, să deprecează lemnul, dar înseamnă că nu se face corect licitația. Poate sunt agenți economici străini care vin cu bani. Că la urmă urmei noi, ca și Consiliul Local, avem nevoie de bani. Că cine îi dă, cine nu îi dă, asta e treaba oporului. Cum organizează licitația. Asta e părerea mea. Acum, deci, din punctul meu de vedere, mai trebuie organizate licitații. Licitația a fost pe 10 iunie. Corect, dar vedeți că în licitația aia s-au vândut jumătate din lei. Probabil că dacă mai organiza o licitație, să mai vedea. Păi da, dar uite că nu au fost nici... Dacă nu s-au înscris, de exemplu, atunci la... Noi acum scădem prețul la vecinătate. Dar nu s-a rămas neadjudecate. Da, dar problema a fost că și în vecinătate, uite, a scăzut prețul, că doar asta a fost... Da, încă o întrebare aici, la punctul ăsta. Să înțeleg că hotărârea asta nu este valabil și retroactiv, nu? Nu, nu. Că ce a fost licitat ce s-a judecat, aia rămâne judecat. Nu putem da o hotărâre care să aibă efect retroactiv. Am înțeles. Deci, materialul acum pentru următorii 33.000 de metri cubi. Da, da, da. Dar nefiind adjudecate și acum puse în licitație cele nouă, vor intra în aceeași... Păi la asta mă refer.
Mie nu păi se pare ce, ce o să vindem de acum încolo, trebuie să coborăm prețul ăsta. Da. Eu sunt și agent. Mă ocup cu lemnul. Fiți atent aici. Sincer, cheresteaua a scăzut, nu zic mai mult de cu 40%. Și nici nu trebuie la nimeni. E plin piața. Dacă acum nu pot să vinzi atâta cantitatea asta mare de lemne, ce o să facem cu ele? Rămâne pe ce să rămâne acolo? Să depreciază. Și care se ocupă de cerestea știe care este acum aumentat piața. Nu îți cere nimeni niciun metru cub de cerestea. Vreau să vă spun, asta e adevăr. La solicitarea oporului, la solicitarea oporului a fost analizat de Consiliul de Administrație și a venit de asta și a venit din Consiliul de Administrație. Deci, Mirea de cel mai rămas bun. Să duce și ăla. Noi vom risca de acum dacă nu ne găsim soluții să scoatem lemnul din pădure, vom risca alte penalități, sancțiuni. Da, dar cumva ce se vine să se plătească. Da, asta nu e. Ăsta ar mai fost cu ție cel mai... Trebuie din cotreaba, da. Și autorizația de exploatare până nu este plătit anteriorul, până atunci nu se eliberează autorizația de exploatare. Corect. În afară de vorbele care le zicem noi aici, noi avem o putere asupra celor care le-ați spus. Noi hotărâm și în spate ei decid. Putem noi verifica firmele care nu și-au plătit datoriile ca să nu mai participe la licitație? Cine? Cine poate dar normal, să... după lege nu ar trebui să participe, că nu... dacă el dă un fiscal, adică tu... Eu, ca agent, am datorie, nu pot să particip la licitațiile. Da. Dar nu se solicită fiscal. Se solicită declarație pe proprie răspundere. După hotărârea Consiliului de Administrație a fost aprobat și caietul de sarcini și condițiile care trebuie să le îndeplinească ca să participe la licitații și sunt incluse și aceste obligații. Să nu aibă datorii către OCOR și nici către proprietar, adică nici către primărie. Deci a fost introdus. Doamna președintă, dacă îmi permiteți, aș vrea să, înainte de a aproba și de a trece la votare la punctul ăsta, din ordinea de zi, aș vrea să știu, să fie solicitat cineva să vină de la Ocolul Silvic, șeful de Ocol sau cine este locțitorul, să ne spună exact situația inventarierii dobărâturilor care sunt acum? În momentul ăsta. Situația exactă a inventarierii. Deci să știm exact ce cantitate a fost inventariată și câtă n-a fost inventariată. Și dacă n-a fost inventariată, din ce motiv n-a fost inventariată? Pentru că 33 o dată adresă aici. Că, așa ca să soliciți o diminuare de preț și să motivez că... Vezi, Doamne, că... Dar o bază legală la articol de lege nu a trecut aici. Referitor la ce? Că se poate diminua pe aici. Domnul consilier Olteanu, vedeți că în raportul de specialitate care a depus acum, acolo scrie, există cantități de 3.000 de da, auziți, care se află în curs de punere în valoare. Dar, adică s-o pus ce se aude, se aude că ar fi vorba chiar și de 100.000. Nu, ascultați, m-am discutat un pic și vorba undeva la 50.000 și asta cu cuvintele aruncate nu putem... Păi nu, dar să vină să depună o hârtie, să vedem exact. Un pic. Uite, de exemplu, avem în fața domnul Oltean, avem în fața noastră doi gestionari, care asta fac în ultimele de săptămâna asta au făcut. Au un document justificativ. Acum 10.000. 30.000 este marcat până acum. Scrie, la raportul de specialitate. Vrem să-l vedem. Vrem să vedem un raport de specialitate. Ascultați un pic. Deci ei au pus ce vor pune în valoare. 30.000 care să... Poate să vină cu documentul aici să-l vedem? Auziți, o întrebare simplă. Ăștia, dumneavoastră sunteți agenți, 33.000 de metri cubi. Noi suntem în iulie. Cu agență care aveți, sau dacă nu vindea, după dumneavoastră, în 2020, să poți exploata 33 de metri?
Dacă sunt făcute, este autorizat, se poate exploata, domnilor. Dar asta da, e problema. Dar nu accesibil, nu? Dar nu vorbim acum de prei. Nu zic așa, dacă vrem și este piață de desfacere, putem să exploatăm. Dar la modul cum se organizează licitațiile și nu știu cum se va exploata. Înțelegeți? La modul cum se depun bani, cum se plătesc. La nivel de participanți la licitație, văd că sunt datorii. La modul ăsta nu știu cum se exploatează, dar nu aduce și venit. Încă o chestiune cu marcatul și cu punerea în valoare. Părerea mea este că conducerea alcoolului, adică cine lucrează acolo și conducerea, nu are timp suficient sau nu vreau sau nu are chef de lucru. Înțelegeți? Că până acum ce era dobulătură, părerea mea, ce am auzit din altă parte, eu n-am nicio legătură, n-am cumpărat nici un cumpăr, nici nu mă interesează. Dar în altă parte, cantități dublu față de ce avem noi, deja e și vândută. Și jumate ești și scos. Fără controle la asta de mult. Dar domnule, fiți atent aici, controlele nu i-am adus. Nu am adus. Nu am adus. Nu am adus. Înțelegeți? O trebuie să fim prezenți cu ei. Nu e vorba cine o. Eu v-am înțeles, domnul Corci, că trebuie să fiți prezenți. Dar atunci să ia măsuri, să aduceți o echipă, să scrieți câte o adresă la fiecare ocol împrejur și la Comănește. Vă rog frumos, haideți, trimiteți echipe să ne ajutați. Că în situația asta nu putem să stăm 2-3 ani până ce se... Păi sunt 4 ciocane și la 4 ciocane nu se puteau organiza de așa manieră încât să fie totul inventariat și marcat. Mai de 2 luni de zile sunt inspecții, 3 luni de zile, dai seama. Altceva nu. Deci ăștia care dețin ciocane trebuia să meargă și înspectele cu inspecții. Păi dacă sunt probleme, normal că sunt inspecții. Nu peste tot sunt probleme, dar de mers pe permită mea. Cu 3 mers. Nu peste tot sunt probleme. Și încă o treabă. Pădurarul care este pădurar și are partidă în lucru către populație, el se oprește o săptămână ca să-și facă fânul. Păi ori suntem pădurar, ori suntem... Păi nu așa văd eu treburile. Dacă ești angajat la ocolului silvic, cum? De ce erau nedrepturi la concediu? Păi din partea mea poate să aibă concediu, dar acum când e cea mai mare problemă, rămân concediu. Când trebuie să fie scos lemnul din pădure și arde lumânarea, atunci luăm concediu? Atunci ne putem lipsi de pădure. Poate exemplu domnul șef de ocol. Păi da. La concediu normal, putem să ne lipsim integral. De oameni de felul ăsta. Nu contează că avem 100 de controle pe cap. Fiecare păi, face ce vrea. Aici facem... Doamna secretară, dacă se poate, vă rog ca din partea Consiliului Local al Proprietarilor să trimiteți o adresă la Polul Silvic în care să sisteze orice lucrare și să se organizeze ca toți personalul din Ocolul Silvic să pună în valoare și să termine până 30 septembrie să fie terminate punerea în valoare. Termen până 30, tot personalul, începând de la șeful de ocol până la ultimul, să se pună și să sisteze alte lucrări și să termine până în 30 nici septembrie. Nici nu cere, nici nu mai puțin, domnul Petru. Asta sarcină și pentru Consiliul de Administrație. Și, adică prin sarcină. Consiliul de Administrare să trimite către Consiliul de Administrare, Consiliul de Administrare să se dea sarcină ca până în 30 septembrie să se termine. Și dacă nu vede că nu are cu cine, să schimbe personalul. Tot personalul. Adică dacă te duci cu 4 ciocane zilnic, trebuie să faci 3.000 de bucăți de arbor, domnule. Și eu am pus în valoare, știu ce înseamnă. Diminuăm și programul să se înceapă la ora 7 și să termine la ora 5-6, domnule. Nu că 3 ore punem în valoare 300 de bucăți și cu ăsta ne întoarcem acasă și lucrăm 2 zile pe săptămână. Nu se poate face așa. Cine nu poate, să nu facă, domnule. Dar trebuie făcut treaba asta. Că nu putem lăsa o cantitate atât de mare a lemnului să se deprecieze și să putrezească în pădure. Legea prevede clar că se poate pune cât de cât de urgent și scoaterea materialului lemnos. La această lucrurile noastră, dacă îmi permiteți, bineînțeles să fie urgentat până în septembrie și acum ce să spun partidurile, să fie urgentată licitația
pentru ca să se apuce de exploatat. Nu poți urgenta licitația că legea prevede. Prevede că termen 30 de zile înainte trebuie să licitezi și 30 de zile trebuie să aștepți. Asta așa prevede legea. Poți să loc aici? Da, domnul Ger. M-ați chemat? Da, doar noi, domnul Platon. Da, bine, grație. La prima dată trebuia... Doamna președintă, dacă permite să intre domnul... Da, pentru că am societat. Locțitor șef acolo. Da. Bineînțeles, cu acceptul consiliului. Da, pe la chemat noi. M-a sunat doamna din primărie, mașina să vină. Trebuia să fiți amă. Domnul inginer, iar dacă nu trebuie, bine că ați venit. Domnul inginer, dacă ați venit din partea consilierilor, a dorit să știe care, ce cantitate a fost pus în valoare până în ziua de astăzi și care ar mai fi, cât ar credeți că ar mai fi în pădure de pus. Și nu a pus în valoare, deci pe mine mă interesează inventariat. Deci, pus în valoare și inventariat până la data de astăzi, avem puși 32.000 de metri cubi. Din total cantitate estimată pe baza rapoartelor depuse de către pădurari, care este de 50.000 de metri cubi. Deci s-au pus în valoare mai mult de jumătate. Deci sunt puși în valoare 32.000 de metri cubi constituite APV-uri, care sunt în număr. Un număr de 43 de APV-uri, cantitate de 17.000 au fost înaintate către dumneavoastră în ședințele anterioare, iar diferența de la 17.000 la 32.000 sunt un număr de 24 de APV-uri care sunt în lucru și care sunt în stadiu de a se verifica lucrurile la teren. Dacă puteți să ne dați parcelele unde nu s-a făcut punere în valoare și există dobândură. Cum să nu? Vă dacă puteți spune. Vă pot spune cum să nu, că le știu. Deci parcelele care sunt, să le putem și noi nota. Da, sunt, luăm așa, pe fiecare canton în parte. Pe cantonul Ghirenduș. Avem cantonul Ghirenduș, parcela. De la parcela 168, 169 și brigadierul, domnul brigadier, mă poate ajuta, dacă am... Latina, Ghirenduș. Pe Ghirenduș, avem parcele 168, 169. Rămase? Rămase, depus în valoare. 168, 69, 170, 172, 175, 176, 77 până la 184, pe Râul Crucii. După aceea, urcând, avem pe bazinul Paltin, parcela 100... Pe cantonul 1 Slatina, că pe Râul Paltin... Pe cantonul 1 Slatina. Avem parcela de la parcela 154, 155, 156, pe Râul Paltin. 56... Bârsan Ionică. Gestionar Bârsan Ionică. Părâul Paltin. Următorul părâu... La... Da, la Bârsan Ionică. Deci am spus așa, pe Ghirenduș, uitați, aveți parcele 100... Ăștia au pus în valoare. Ăștia au pus în valoare. Dar care nu sunt. Da? Și avem... V-am zis acum care sunt. Bine, în mare, vă spunem, că luăm APV-ul, luăm cu hartă cu APV-ul și putem cum avem un număr de 65 de APV-uri care sunt în lucru. Mai avem cu bazinul, deci am zis, bazinul Paltin, bazinul Votar, bazinul Votara. Fiți atent aici, a venit domnul inginer și explică și nu ascultăm niciunul. Da. Mai bine să nu vorbim. Deci, cel mai afectat ar fi în momentul de față, cel mai afectat ar fi bazinul Târhăuș, cu cantonul 1 și cantonul 2, care ar trebui pus finalizat. În rest, restul cantonilor sunt în lucru. Și acum i-am dat, s-au dat la teren, sunt ciocanii silice de marcat, avem 4 tehnicieni, care au, fiecare au 3 tehnicieni și un inginer. Trei tehnicieni și un inginer silvic care au ciocan silvic de marcat și care îl pun în valoare. Cei trei tehnicieni de sunt... Cei trei tehnicieni care au ciocan silvic de marcat sunt tehnicianul Oltean Carol, tehnicianul Oltean Constantin, tehnicianul Gârbean Andrei și inginerul Antal Leventă.
În afară de inginerul Antalevente, mai are Ciocan de demarcat și inginerul Cosma, care prezent de față. De cât timp echipele astea și de cât timp lucrează la teren? Bun, aceste patru echipe li s-au dat Ciocanul serviciu de demarcat conform legii se dă pe perioadă de maxim 30 de zile. Când s-a dat? În 30 de zile. Li s-a dat săptămâna trecută, în urmă cu două săptămâni li s-a dat Ciocan. Fiecare merge în fiecare zi, se organizează, zilnic trebuie să meargă în teren. Atunci când intervin, și știți că intervin la noi alte motive, cum au fost controle de exploatare din partea gărzii forestiere, nu au putut să pună în valoare. Au trebuit, de exemplu, pe cantonul Nouă Bolovăniș, am avut echipă de 4 inspectori silvici. Acești inspectori silvici au solicitat la fiecare echipă câte un reprezentant din partea ocolului. Automat, mergând într-un canton unde un reprezentant din partea ocolului, am fost grevați două săptămâni, două, trei săptămâni, au trebuit să meargă acolo să finalizeze controlele de exploatare. Eu fost într-o săptămână, două zile, trei zile, dar restul săptămâni se putea lucra. Nu, dar s-a lucrat. De asta vreau să spun că s-a lucrat. Și eu, în fiecare luni, le-am solicitat și îi colaborez cu colegii la teren și întreb, domnule, săptămâna care a trecut, ce ați făcut? Vă rog frumos să depuneți dosare, ce ați marcat, depuneți dosar în vederea calculării actelor de punere în valoare. Să se asisteze orice lucrare și tot personalul să se apuce de punere în valoare. Am înțeles. Astăzi și mâine avem ședință. Până la 30 septembrie să fie terminat. Noi sperăm că luna lui iulie și august să finalizăm punerea în valoare a diferenței de 20 de milimetri. Deci v-am zis că avem 32 de micuși în valoare, mai avem încă 20 de milimetri. Estimativ, până la sfârșitul... Estimativ. Pentru că un pădurar nu poate număra exact produsele accidentale doborâte în teren. El depune un raport și spune estimare. Estimăm și rog și eu ajutorul să mă ajutați în mobilizarea personalului de a merge la teren și de a pune în valoare. Noi să vă ajutăm în mobilizarea personalului? Nu, în mobilizare. Și angajarea personalului. De exemplu, noi să propunem, dumneavoastră să aprobați angajarea muncitorilor pe perioadă... Asta e aprobat. Determinat. Nu este aprobat. Unde ați aprobat o nu s-a discutat, s-a discutat, dar nu a venit cu propunerea sau proiect de pe care să aprobăm. Noi avem angajați, avem muncitori pe perioadă determinată. Dacă cumva nu sunt destul de oameni, primăria are oameni angajați, care nu trebuie să fie acolo dacă se duce un brigadier. Și lângă brigadei dai doi oameni și celălalt poate să mă pune clupa să citească, nu? Păi da, clupa... Nu trebuie să iei. Și are primărie angajați oameni. De aici se poate lua de aici, îl dăm acolo, mergi la domnul... Da, nu, domnul Orteanu, mai puțin. Singurul care poate să pună clupa pe arbore și răspunde e gestionarul de canton. Nu poți să pui acolo muncitor oricare. Muncitorul poate să cioplească, să dea cu ciocanul și așa mai departe. Gestionarul de canton și cel de gestionar de ciocanul. Deci a fost o discuție la un moment cu proprietarul, prin care i s-a spus, dacă are nevoie cumva să suplimenteze personal necalificat, să o facă, pentru că îi permite legea. Dar nu cred că are nevoie. Pentru că era problema cu inginerii care vrea să meargă cu ciocanele. Nu era legat de altceva. Odată că are nevoie, odată că n-are. Ori are nevoie, ori n-are nevoie. Are nevoie. Muncitor, putem angaja, muncitor pe perioadă determinată. Domnilor consilieri, și eu vreau să termin. O secundă, dacă puteți asculta și pe patru. Domnule consilier, cum am putea să facem să dăm cumva să îi împuternicim pe Consiliul de Administrație să poată merge pe teren. Alături de... Nu, eu am înțeles, din ce am înțeles, Consiliul de Administrație nu este permită să meargă pe teren ca să verifice situația faptică din teren. Ca să eu... Dați-mi voie, din partea Consiliului de Administrație, domnul
Georgel Crăciun a fost în teren. A fost două zile în teren. Fiecare săptămână. Deci, a fost două zile în teren, a verificat și a verificat și stadiul punerii în valoare, a verificat și stadiul plantațiilor, a verificat multe aspecte. A fost, domnul Georgel Crăciun, a fost de două ori. A fost. Deci, din partea Consiliului de Administrație, au fost în teren. Nu li s-a interzis nimănui să meargă în teren. Au fost invitați să meargă, adică noi suntem dispuși la colaborare. Oricine se cere, orice documente punem la dispoziție. Și am înțeles că membru al Consiliului de Administrație, Consiliul de Administrație, doamna reprezentantă a Ministerului de Finanțe, doamna Stucu, participă acum la contabilitatea ocolisirii. Cum e posibil așa ceva? Adică tu, administrator, reprezentant al Ministerului, te implici în punerea la punct a situației contabile din Ocol. Ce se pare anormal? Avem un caz în care am rămas fără este contabil. Cumva executiv în Ocol? Dar ca să deblocăm o situație. Deci am rămas într-un stadiu în care domnul contabil a Catincă i s-a desfăcut contractul de muncă. Nu i s-a desfăcut. I s-a încetat de drept contractul de muncă. Dumnealui s-a pensionat tot de drept, începând cu data de 22 decembrie 2019. I s-a mai prelungit contractul pe încă 6 luni de zile. Da. Dumnealui, la expirarea acestui contract de 6 luni de zile, trebuia să facă predare. Așa. Cunoașteți problemele dânsului de sănătate. A fost afectat când a fost acceptat în Consiliul de Administrație. Nu mai dăm... Nu am reușit finalizarea predării documentelor din compartimentul contabilitate. Cu ajutorul Consiliului de Administrație, nu doamna Stupu, a început doamna Potoloa, domnul Jugaru Cornel, să facem predarea primirea acestor documente. Întrucât, și avem totul scris, avem procese verbale și adese înaintare către domnul contabil. Întrucât domnul contabil a refuzat a mai colabora cu noi. Ce puteam face? Trebuia să rezolvăm, să meargă treaba. Nu puteam să, domnule, contabilul nu mai vine, ce să facem? A început doamna Potoroacă, cu domnul Cornel Jugaru, am fost și eu de față, am stat două zile. S-au finalizat un procent de 80% predarea documentelor. Urmează ca săptămâna aceasta, întrucât și joi, mâine, va fi ședință din Consiliul de Administrație, să se finalizeze predarea documentelor și încheierea situației cu domnul contabil Acatincă. Asta este situația. Încercăm să rezolvăm și ne ajută. Ne-a ajutat și doamna Potoroacă, ne-a ajutat și doamna Stupă, adică nu putem spune ce să fac. Înțeleg că vine Curtea de Conturi în control ca să vadă cum s-au rezolvat cerințele care le-a făcut la ultimul control din 2018, da, nu? Da. Ne-au anunțat telefonic, am informat Consiliul de Administrație, când data de 27 va veni Curtea de Conturi. Doamna Potoroacă a fost săptămâna trecută vineri, am pus la dispoziție raportul ultimului control, când a fost în 2018-2019, nu știu când a fost Curtea de Conturi, am pus la dispoziție doamnei Potoroacă să verifice măsurile dispuse din Curtea de Conturi, dânsa a verificat, s-a uitat. Mai mult de atât, o să vine Curtea de Conturi, va vedea ce probleme sunt, va trage la răspundere, sunt probleme, nu sunt probleme. Încercăm să rezolvăm. Dar a fost un șef de Ocol care trebuia să urmărească personalul din subordine. Cum s-a ajuns nu vreau să mai aduc. Nu vreau să aduc în discuții ce a fost. Încercăm. Nu e problemă recente, problemă veche. E o problemă care continuă. Mă scuzați. Nu, am încercat. Nu mai continuă. Dumneavoastră și Consiliul de Administrație am înțeles că vreți să rezolvați problema cu vechea conducere. Să rezolve. Rezolvați. Ori continuă, ori nu continuă. Deci nu personalul continuă. Din subordinea dumneavoastră, ori angajat la Ocol, ori agenți economici, cât legal, cât la negru. Deci el dacă are timp să lucreze la negru cu bușteanul, cu scândură, înseamnă că nu are timp să-și facă treaba la teren. Am informat Consiliul de Administrație, am spus Consiliul de Administrație. Vă rog frumos să rezolvați problema cu declarațiile de interese. Li s-a dat personalului silvic să completeze declarațiile de interese. Fiecare a completat pe propria răspundere declarații de interese. Consiliul de Administrație, ascultați-mă, Consiliul de Administrație are dosar cu declarații de interese. Așa au rămas de 3 luni de zile. Nu s-au luat nicio măsură. Nu este vina noastră. Sau să se ia măsuri. Domnule, e voie să aibă, nu e voie să aibă, nu decid eu. Consiliul de Administrație decide. Dar dumneavoastră ca șef de Ocol, domnul Uite, păi bun, pot să-i spun eu de mâine. Domnul intersectați cu domnul personalul, el e cu mașina, cu buștenciul, domnul Bârsan, dar și eu pot să-i spun. În timpul ăla? Domnul Bârsan, eu pot să-i spun că de mâine ești dat afară?
Pentru că ai firmă de exploatare, nu pot eu cu ajutorul conducerii, Consiliul de Administrație. Nu pot să-i spun pădurare, băi, de mine închideți bani. Pot eu să spun închideți sau... Dar puteți spune nouă că nu-s gata inventarierele. Asta văd că puteți. Nu, dar spun și asta. Eu am, domnule, eu am venit să colaborez aici. Nu vreau să... Da, domnule, dar să colaborăm de atâția ani. Domnul Bursar, această situație este un lucru. Supuneți la vot. Dar cine este pentru acest proiect de hotărâre cu modificarea prețului de referință? Ce n-a trecut? A trecut. Da. Câți au fost? 6? Încă o dată, cine este pentru? Dacă pădurea vine la urmă. Da, personalul Silvii mă gândesc că e nu am drept. Nu. Arată când nu văd că vin la licitație firme în altă ce parte, să vedem dacă se ajută din masa asta. Poți să intervenim și cu... Nu, vă rog, nu. Asta înseamnă persoanele care nu votează sau care să abțină. Să spune și motivul. Din ce motiv? Cine a propus? Consiliul de Administrație a propus? Nu, a propus o școlă către Consiliul de Administrație. Că nu văd avizul, nu văd avizul Consiliului de Administrație și eu, dacă nu văd avizul Consiliului de Administrație... Cine aviz să vă dea? Deci să vedem. Dar ei sunt de acord cu... Gândiți-vă că nu, am primit de Consiliul de Administrație să dea avizul. Volum de materiale nu se va degrada, iar dacă și eu control, va pune Consiliul de Administrație, vă înaintăm raport pentru avizarea raportului de specialitate. Vreau să văd că participă firme și terți. Avem masele noastre multe. Asta nu ține de noi, că noi nu... Păi nu, dar prima dată asta să organizeze ei. Să vedem la prețul ăsta care a fost. Vin alții interesați. Faceți licitații peste licitații. Ați aprobat un preț la care să vină? Cum? Ați aprobat vreun preț? Păi e prețul vechi. Să vedem la prețul vechi. Păi eu nu văd deci, la prețul vechi jumătate din masa de masă s-a judecat în ultima licitație. Doar jumătate nu s-a judecat. Da, pe cealaltă nu s-a judecat, pentru că s-au bătut agenții între ei pe singurul partid, iar restul din 9 partid nu s-au luat. Pentru că tot agenții din cauza agenților nu se înțeleg între ei, domne. Și unul n-am mine. Voie să discut acest aspect. Deci eu nu pot să... Agentul înaintea licitației. Am afișat. Fiecare este pentru toată lumea. Este masa noastră pentru toată lumea. Nu se înțeleg între ei. Nu este vina noastră. Noi ne-am făcut datorii. Am pus în valoare, am scos la licitație. La ultima licitație au rămas nevaloare 9 APV-uri. Câteva mii de metri cu nu s-au luat. 3.000, da. Au rămas ne noastră. Adică ar trebui cineva să facă un lobby. Dom'le, uite, este asta. Hai, spune, tu iei partida aia, tu iei partida aia, tu iei partida aia. Să valorifice toată partida. Dar partidele le-ați judecat. Nu intră sub incidența acestor modificări. Pentru că asta aș vrea să... Nu, asta aș vrea să menționați. Dacă va trece, dacă trecea așa, încep partizile autorizate. Ce se vor autoriza? De acum încolo. Da, cu data de 15, de acum încolo. Ce se va autoriza? Produsele acelea. Nu, ne-a judecat sau autorizat. Ne-a judecat sau autorizat. Ce se vor autoriza? Și la Luca a rămas 5.000 de metri cub. Noi degeaba așteptăm să vină acți să iei. Că nu vine nimeni să iei, că rămas în toate părțile. La Bălan a rămas acolo 7.000 de metri cub. La Bălan a rămas 7.000 de metri cub. Nu are ce să facă cu lemnul. Dacă cu 250 de lei alegi lemnul lângă drum, da, care are un mai jos de 20, îl pui de parte și îl dă cu 250 de lei. Este adevărat. Și tot, noi vrem să... De unde dacă? Dacă ăsta a dat Dumnezeu. Cât era mai bine să nu ia nicio dărâmătură și nu ieșe nici din gândirea asta care a fost la ocolul ăsta. Nu este absent, deci până la vot. Ziceți să vedem. Deci 6 a trecut. Trebuie deblocat situația și trebuie să colaborăm, adică așa nu este, oricând puteți veni, oricine claritate este, nu ascundem nimic. Așa nu vreau să merg să dau un subsemnat. Dacă sunt pentru nevoi locale. Eu nu...
Mă refer la putem hotărâi un preț, avem un barem unde trebuie să ne încadrăm. Eu dacă noi, ca și proprietar, subsemnatul și nu vreau să cred că de referință cu preferință. Eu cred că de referință cu preferință. Eu cred că e mai mult decât pe mine. Auzi, dacă e vorba de atâtea laborături, să fie 10 lei de proprietar. Atunci, nu am înțeles. Să fie încurajat să meargă de la pădure. Noi v-am invitat și pe dumneavoastră, avem postul guvernant, v-am invitat să veniți, să vă angajați în cadrul ocolului. Veniți, angajați-vă în cadrul ocolului și dumneavoastră și ajutați-ne. Avem, uitați, vă propunem la pază. Ce doriți dumneavoastră să veniți? Veniți dacă aveți probleme sau așa, angajați-vă și v-am propus de atunci, angajați-vă, domnule, scoate-l la cucuș pe dumneavoastră, veniți și angajați-vă în cadrul acolo. De ce nu veniți să vă angajați? Să ne ajutați, să fiți acolo parte, să ajutați, să propuneți dumneavoastră. Vezi că sunt probleme. De ce nu veniți? Veniți, domnule, la pază, veniți la pază, veniți pe ce poți vezi dumneavoastră, veniți și ajutați. Eu propunerea asta pentru cetățenii care mai au caite, puțin mai au. Să fie încurajat să meargă, să scoată lemnul ăla, să depășească. I-am încurajat și nu am rămas. Ascultați-mă un pic, partidă. Nu la prețul ăsta. Domnul Bursac. Auziți, faceți lemnul de vreo 10 lei. Domnul Bursac, avem partizi autorizate la populație. Nu am rămas. Nu am rămas. Cât e mai mult lemnul de 10 lei? Păi, 40 lei. Domnul Bursac, ascultați-mă un pic. Nu am rămas cu lemn de foc nevalorificat la populație. Am avut partide la populație pe teren. Și în două săptămâni am vândut tot. S-a vândut. Cu prețul care n-am rămas cu lemn de foc în stoc. S-a vândut. Deci cerere există. Și s-am gândit, nu am rămas partidă stabilită pentru populație, nu a rămas nevalorificată. În două săptămâni am avut, cât am avut domnul Olteanu? 400-500 de metri cubi. În două săptămâni s-au valorificat. Adică nu am rămas cu lemn de foc și nevândut. Avem și să vinde și punem în valoare și... Adică eu, domnul, dumneavoastră ziceți să reducem la 10 lei, să reducem la 1 leu. Dar este o lege, domnule, hotărârea guvernului 715. Vedeți, vă dau aici, citiți cum se poate, cum se poate reduce, domnule. Degeaba vorbim prostii aici să ducem la 5 lei, domnule. Aici trebuie să respectăm legea, domnule. Citiți aici 715/2017. Citiți-l aici cum trebuie. Dar nu putem face de cald, domnule. E o lege și legea trebuie respectată. Degeaba vorbim că reducem așa. Nu e pădurea noastră, domnule, să facem ce vrem cu el. Pădurea noastră face toată lumea ce vrea. Adică, nu, respectarea legii și de noi și de alții, domnul Bursac. Păi noi o respectăm. Da, atunci dacă alții nu respectă, auzi, se răspundă. Haideți să vă mai spun o treabă. Sunt consilieri local care au firme, și acum votează diminuarea prețului. De unde să știu eu? Eu nu știu. Se va duce, nu se va duce, dar probabil se va duce să liciteze, nu? Atunci cum se interpretează de lege? Rezultatele licitațiilor sunt publice. Cum se interpretează de chestiunea asta? Veți ai votat diminuarea prețului. Și dumneavoastră ați votat că nu... Domnul Ortean, ideea e că dacă ești consilier, nu înseamnă să fii ultimul din comună. Ideea e felul lor. Nu, dar domnul Atila zicea de respectarea legii. Acum, cum se respectă legea, situația? Se poate verifica cine participă la legea asta. Exact. Să legem după consilierilor. Cine? Păi e public. E public. Procese de bani de... Ce firme? Hai să vedem ce firme au participat. Toți consilierii au o firmă. Hai să vedem firmele care au participat la licitație. Domnul consilier, dă și tu firmă și 2-10 oameni de lucru. Aia a ești Van Forest, așa? Tiban. Iremeu. Da? Iulatrans. Dar e pus procesul de bani pe site-ul primării. Da, este. Deci, firme locale. Da, firme foarte locale. Bine. A fost e foarte bine, asta nu e rău. Foarte bine. Foarte bine. Dar există mult lemn, domnilor, există lemn mult care trebuie scos. Poate ăștia de pe plan local n-au posibilitate. De ce tragem? Auziți, nici noi nu suntem de acord să vină de la Sebeș. Încercăm să aducem toate firme, organizați licitații după licitații. Exact. Să vină. Păi tragem de timp, scădem masa lemnoasă, prețul la masa lemnoasă, ca să ce?
trecem la următorul proiect? Auziți cum l-ați trecut că a votat domnul Jean? Domnul Jean l-a văzut la sen. Am înțeles. Deci s-a atunci, cât pentru proiectul ăsta, cine s-a abținut și cine e? Cât s-a abținut? 6 voturi pentru. A trecut, din 11 prezenți. 6 voturi pentru? Da. Cum adică a trecut? Din jumătate plus 1 din 1 din celor prezenți. Ce înseamnă asta că a trecut? Păi da. A fost adoptat. Cu 6 voturi? Da, din 13 consilieri? Nu, din cei prezenți. Că nu este majoritate absolută, este simplă. Atunci vedem, atunci vedem în altă parte ce vor zice. Cine? Oricine. Deci proiect de hotărâre privind aprobarea se revocă. În articolul 2, la următorul articol. Deci aprobarea începerii investiției. Aprobarea începerii investiției, modernizarea sistemului de iluminat stradal în comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău. Și Consiliul Local Ghimeș-Făget adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Se aprobă participarea OAT Comuna Ghimeș-Făget în cadrul programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, denumit în continuare program. Articolul 2. OAT Comuna Ghimeș-Făget va respecta toate cerințele programului și a contractului de finanțare ce ar urma să fie semnat în cazul aprobării proiectului de investiții. În acest sens, în conformitate cu articolul 13 din ghidul de finanțare a programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructură de iluminat public, aprobă participarea la program respectiv. Își exprimă acordul cu privire la contractarea finanțării, își exprimă acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului în procent de 10,86%, își exprimă acordul privind susținerea în totalitate a tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului. Articolul 3. Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor întocmită în baza hotărârii 907 pe 2016 de către elaboratorul SC Crisbo Company SRL, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției. Se aprobă indicatorii tehnico-economice ai documentației de avizare a lucrărilor de intervenții. Valoarea totală a investiției este de 980.962 fără TVA. Valoarea eligibilă a proiectului 1.110.630,16. Valoarea ajutorului financiar nerambursabil 990.000. Valoarea cheltuielilor neeligibile 55.259,54 lei. Cât? 55.259,54. Obiectivul se referă la înlocuirea și completarea sistemului de iluminat public în intravilanul OAT Comuna Ghimeș-Făget. Data trecută erau 17.000. Da, de aia am pus întrebarea, că data trecută era mai puțin. Era 17.000. Cum s-a modificat suma? Era vorba de 10,86. Un procent. Nu ne spune cine intră la cheltuială neeligibilă? Deci, nu numai denumirea e modificată, și valoarea cofinanțării. Și valoarea totală a rămas? Da. Ce era să o modificat? Nu. 980.962 fără TVA. TVA o suportăm noi, nu? Da. Da. La încă aproape 200.000 TVA, nu? Da. Și încă 55.000. Păi eu am înțeles, domnule, dar fiți atent aici. Aici cu proiectul ăsta nu vreau să mă leg. Dar am o întrebare. Facem cât schimbăm, câte becuri e, de câte becuri e vorba de lămpi? 700 de bucăți, nu? 691 de bucăți. Valoarea pieței, acum putem să ne uităm care este valoarea per lampă. Noi depășim valoarea de 10 ori. Sincer. Că dacă noi trebuie să băgăm vreo 250.000 aportul nostru, TVA-ul plus aia 55.000, nu trebuie atâția bani și schimbăm aia 690 de becuri. Ești în zonă? Înțelegeți? Cu 10 miliarde, 600 de becuri, domnilor,
Nu vă supărați, ceva nu e în regulă. Puteți să faceți să o socoteală și dumneavoastră. Vreau să vă spun că aici în proiectul ăsta sunt mai multe... Sunt din aur sau de ce sunt? Că domnilor, fiți atent aici, știm prețurile, nu suntem noi, ne-am născut. Unde că știm prețurile? Că tot, de exemplu, un corp de iluminat aici care a fost pe centru ajunge la 500 lei. La un moment dat se schimbă și punctele de transformare care sunt puse, se schimbă fire, deci la, mai multe lucruri se întâmplă la iluminatul ăsta public. Pentru că la un moment dat, dacă nu le îmbunătățești pe astea, nu face față rețeaua. Bun, acum... Așa putem pune... Nu vedeți că, de exemplu, noi investim permanent în becurile astea care le avem vechi. Luăm becurile, înlocuim, să doar lămpile... Deci și astea care le întreținem. Și nu avem nici articol unde se fundează în vechea hotărâre. Cum să nu fie? Cu data presiunii s-a dorit. Da. Deci valoarea a fost de 980.162 fără TVA, respectiv 184.927 TVA în plus. 980, da? Da. Deci valoarea este aceeași. Dar valoarea eligibilă 100... A fost 17.179. Eu am înțeles și cum a zis și domnul viceprimar, sau domnul, mă scuzați, domnul primar, că 500 de lei bucata. Dar dumneavoastră ați făcut socoteală și cu 500 de lei care este valoarea ei. Da, am înțeles, dar vreau să vă spun așa. Da? Implementez, deci vă spun eu, ideea e de următor. Trebuie să faci un proiect. Deci, de exemplu, lui cum am tot pus câte un bec, așa, nu, deci nu prea e ok. Nu, nu, dar și ăla era proiect, nu? Da. Care am făcut lângă strada principală, da. Nu? Da. Foarte bine, am ajuns, nu știu ce, era 500 de lei becul cu proiect, cu tot, cu autorizări, cu tot. Avem și garanții, da? Da. Ce trebuie? Acum dacă împărțim înapoi, aia 1.200.000 la 693 de bucăți, vine o lampă, ne costă 1.731 de lei, domnilor. Așa. Vi se pare normal treaba asta? Nu se pare normal, dar de exemplu dacă lucrezi pe proiect. Deci noi ne raportăm din prima numai la bucată, de exemplu, achiziție. Dar dacă lucrezi pe proiect, noi totul costă. Și proiectare, și documente. Deci asta e. Pe fond lucrezi pe bani europeni, nu faci ce vrei tu. Dacă vrei să... Ideea e că să tot merge pe fel și, de exemplu, tot de ce. Hai să accesăm proiecte. Orice proiect accesezi, dar știi foarte bine și tu. Aveți foarte mare dreptate, dar domnilor, fiți atent aici, eu am ridicat problema că mi se pare exagerat prețul. Și proiectul cine a făcut, sau proiectantul, sau cine a depus hârtile, trebuia să vă anunțe pe dumneavoastră care este valoarea, uitați care este valoarea pieței, uitați care este absolut tot. Și nu vi s-a părut că e prea scump. Am înțeles, v-am spus, dacă e... Nu-i nicio problemă, nu-i nicio problemă, nu depinde de mine, eu votez, nu-i nicio problemă, dar eu mă uit la... Nu se putea să faci un proiect care nu mai să rămână TVA-ul pentru comună? Nu, deci ați votat. Că e prea mult acolo, că nici jumate nu ne dă, atunci pentru ce să faci proiect? Că jumate e, plus iarăși la noi e și TVA-ul. Dom'le, la orice proiect se suportă TVA-ul. Da. Ideea e că suportăm. Dar noi suportăm și jumate din proiectul ăsta. Nu numai TVA-ul suportăm, că suportăm și mai jumate de că 55, la 90.000, mai mult de jumate. Și ai deștept de suportă. Da, azi, om, supuneți la vot ce asta e. Noi avem bani și cheltuim, nu e nicio problemă, că asta e interesul să cheltuim. Asta e. Nu e vorba de interes, domnul Ortean. Nu. 55.000. Că avem 55.000. Plus TVA. Deci apare TVA. Cine este Petru? Petru? A
acest proiect, în forma prezentată. Eu sunt pentru. Am zis părerea, înțelegeți? Că nu sunt pentru. Mâinile. Să treacă. Cine se abține? Să facem, măcar să facem. Acum mă uit pe internet, sunt plâmb și cu 200 de lei, nu trebuie cu 500 de lei. Eu am înțeles, dar, de exemplu, uitați-vă și dumneavoastră, când am avut, când am luat și pulul de excavatorul. Deci noi, la un moment dat, atât am putut ni s-o accepta, să spunem, caracteristicile. Marca și ce ai vrut să iei, nu am putut să facem selecția noi. Deci nu ai voie. Se merge la licitație, se merge pe prețul cel mai mic. Știm foarte bine cum licitația nu se ține la noi. Am înțeles. Trecem la diversii. Promit că o să revin la proiectul ăsta să vedem dacă acum va fi sesiunea deschisă pe 20, cum ar veni primii veniți, primii serviți. Dacă considerăm că nu e ok, putem să și le tragem ce vreau. Da, la diverse. Mă sper eu dacă luați-i pe rând, domnul. De să înceapă de acolo. Da, nu, că așa se pot să înceapă. Spune, domnul Adam. Revin, domnul. Nu-i bine. Da, nu-i bine. Pot să încep eu? Să luați-o caiet și să notați, domnul. Prima. Aveți multe vreme. Nu am multe, dar totuși sunt probleme reale care trebuie rezolvat imediat. 1. Pe Adămaș, cum era apa mare, drumul esticat total. Iluminatul public nu merge. Pe Petchi, drumul stricat. Iluminat nu merge. Fâșteșuță. Iluminatul public. Și acolo ar trebui să duce o mașină de pietriș, cum s-a făcut la drumul nou. Către loții. Vreau să vă spun că pe Patchi, acum o săptămână jumătate, a fost și s-a neplăcut. Drumul? Da. Bine, eu am informații, mi-a venit și eu n-am fost acolo, dar a venit niște oameni, zice că... Dar eu le-am curățat, este tubul ăla acolo mai jos, am curățit și tubul, am decolmatat, deci vă spun că au fost făcute lucrări. Revenim, nicio problemă. Da. În vederea aici la Veda Anno Christi, cu apa aia care intră de pe, Bula, de pe Budaca, intră apa în curte. Acolo trebuie să facem o soluție. Ori să băgăm un tub în drum sau ceva, să desfundăm podul ăla care trece peste Bolovăniș. Să intre apa, că când e apă mai mare, intră la ei în curte și nu are cum să curgă dincolo în Bolovăniș. Deci acolo am fost la fața locului atunci când a fost, nu știu cum să-i spun, ruperea de nori sau când a fost apa aia, foaia torențială. Da. Și la un moment dat, bineînțeles că dacă au fost vreo câțiva ani de zile unde nu i-a necăjit apa, au fost, nu știu care au fost motiv, cine au fost, dar au fost cioate de la curățiri din astea, de prin prejurul ăla. Și la un moment dat, acum când a venit apa, au adus și vreau să vă spun că au fost și butuși la un metru și ceva, 2 metri, deci nu, mi s-a dat problema acolo, trebuie ori să desfundăm, ori să băgăm una nouă. Deci e vorba de proprietate, acolo e vorba de proprietăți. Da. Fărâșul ăla, ai fi proprietăți, jos era tubul, numai că au adus la un moment dat pietre, bolovan, crengi și de toate, s-o înfundau. Au fost desfundate, până când s-o desfundau, până atunci au trecut pe curțile oamenilor. Și aici, acum, ăștia au terminat decomatarea totuși, nici nu are rost să mai vorbim, cred că dumneavoastră cu domnul parlamentar aici în ședința respectivă, ați promis că ne apucăm de digul de la Ghimeș, chiar în mai. Da. Dar nu ați explicat în ce an, adică în 2020 sau 2021 sau 2022. Că maiul a trecut, iunie a trecut, suntem în iulie, nici măcar nu am decomatat. Mi-ar place să cred că în anul ăsta și anul ăsta decomatările, am înțeles. Am înțelegeți că atunci bine. Când am discutat, bine, eu am așteptat, e foarte bine că vin, fac digul, dar înainte de a fi făcut digul, am zis de mai multe ori că ar trebui să continuăm ce am făcut aici sus la Făget, să vină aparatul ăla mare, cu pilajul ăla mare, să decomateze totuși.
Că puteți să intrați acum la totuși și ia uitați cum arată și ce hal. Vreau să vă spun, înțelegeți? Știți foarte bine că dacă au fost APL, nu s-au putut face efectua lucrări. N-am zis că nu, am înțeles să avem acceptul dumneavoastră și când va fi posibil, dacă e în afară de lucrare, aia va trebui să facem lucrări. Chiar dacă... Păi da, ce putem deci să facem noi? Ce putem să facem noi? De multe ori le facem manual și de fiecare dată lucrez și a doilea... Bine, dar aici când ne-a venit în ședință cu tanta mare, că hai că după atâția ani, după 10 ani, facem digul și ideea o să fie gata atât. Am înțeles. Primăvara asta, da. Momentan n-am văzut niciun utilaj. Corect. Și cam atât. Eu și eu am aceeași speranță ca dumneavoastră că se va întâmpla anul ăsta. Sperăm. Așa, pentru că e o speranță care ne-o dorim nu numai pentru... De vreo 12 ani tot sperăm. Eu zic că și mai mult. Sau mai mult. Bine. Da. Un ultimă întrebare cu cheltuiala banului public. Am văzut pe site-ul primăriei că vreți să faceți niște achiziții despre care nu cred că știe lumea aici, consilierii, despre ce e vorba. De exemplu, vreți să achiziționați niște mobilă. Vreți să achiziționați costume populare. Vreți să achiziționați evenimente culturale. Despre ce este vorba și la ce preț și ce vreți să faceți cu ele. Deci, nu știu, e vorba despre proiectul care s-a scos la Căminul Cultural, nu? Deci la Căminul Cultural, licitați-vă un pic și e vorba despre partea a doua de licitație, care cu dotările. Uitați-vă foarte bine că să vedeți că e vorba despre asta. Păi, v-am înțeles, dar achiziția aia nu trebuie să facă primăria. Cum să nu? Păi nu, stați așa. Dacă este un proiect complex... Dar nu face primăria. Și atunci... În banii aia, în 25 de miliarde, nu este băgat și dotarea Căminului Cultural? Domnilor! Așteptați un pic, că doar... Nu, sunt din proiect. E din proiect, ascultați-mă ce vă spun eu. Păi ăsta e... Așteptați un pic la sarșință. Deci ascultați-mă, deci despre ce spune dumneavoastră. Eu am pus întrebări, că atât am văzut, înțelegeți? Da. Și aștept niște răspunsuri. Păi, sunt afișate că trebuie să le afișăm. Dar nici nu pot fi deschise. Vizualizate. Păi, că sunt semnate cu semnătura electronică. Nu, ăla deschide cine are de vânzare de așezi. Ăla poate să deschidă. E vorba la achizițiile publice și vorba pentru cei care vor participa la licitație, bănuiesc. Deci îi spus doar așa. Și treaba, v-am spus, nu e achiziția primăriei. Deci nu noi. E vorba despre proiect. Păi da, dar atunci nu primăria pune pe site-ul, domnilor. Atunci vine firma care a câștigat. El caută mobilier și ce mai trebuie să facă încă aia. Deci nu a fost în cadrul proiectului totul modernizare căminului. Nu, deci sunt două etape. Deci vine acum, doamna contabilă, la fișine. Deci e vorba despre modernizare și cum e prins în prima parte, cămin cultural și urmă e vorba de dotare. Eu atât am avut și aștept răspunsurile. Deci, așa e denumirea obiectivului. Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural. Da. Deci o primă și atunci parte... nu intră pe tot. Nu, nici eu nu știam. Deci nu știam că... Și avem o lista de investiții separat dotare. Doamna contabil, hai ți-o rog frumos aici. Domnii consilieri vor să afle a apărut pe site-ul nostru achiziția aia de la modernizare, achiziția de dotări la cămin. Explicați-mi un pic despre ce e vorba acolo, că au zis că vreți să luăm din banul nostru și am zis că nu... Nu, dar e proiect. Da, dânșii au înțeles că ar fi vorba despre o achiziție care vrea să facă primăria. Nu, este pusă pe site pentru că trebuie să facem licitații. Și se înscrie la licitații, s-au publicat cine vin ofertanții. Și se face achiziția... Da, doamnă, dar proiectul ăla de modernizare și dotare. Da, corect. Îi scrie acolo clar că dotare. Păi da. Atunci, pentru ce mai trebuie... Nu e la aia. Licitație nouă, că nu înțeleg, aici ceva nu îmi scadă. Păi, pe obiective. Deci, s-a făcut licitația pentru refacerea căminului, deci acoperiș tot ce este.
și a rămas să facă licitația pentru dotare. Dar în cadrul proiectului. Deci nu a fost scos la licitații și dotarea. Pilotul, dar de ce nu s-a făcut pe dotare? Așa s-a făcut, a făcut construcția întâi. Bine, dar face parte din proiect. Dar face parte din proiect, deci nu sunt banii, adică sunt banii da, proiectului. Valoarea proiectului e o singură valoare pe tot. Da. Păi da, și în valoarea aia tot. Valoarea aia tot, are toate prinse. Păi așa s-a făcut atunci. Păi, deci nu este separată. Nu este separată, nu. Deci nu este o cheltuială extra proiect. Extra proiect. Dar trebuia incluse pe total. Dar nu s-au scos toate la licitație. Dotare. E unul care e constructor și se ocupă de partea de... Îți pilotul, pe bucăți. Da? Și... E în două locuri să mai schimb și alte locuri. Atât. Deci unul loc este pentru reabilitare da. Și da. Celălalt este pentru dotare. Da. Și atunci, pentru dotare, și pentru dotare atunci avem în afară de aia 1.900.000 sau cât avem cu TVA. În afară de ăla, acum ce valoare are lotul ăsta? Nu mai, în valoarea asta ai băgat tot, toată valoarea proiectului e aici. Am înțeles. Înțelegeți? Da, am înțeles. Acel prin formular e atașat de acolo la anunț. Invitațiile sunt arhivate și semnate cu semnătură electronică. Nu pot fi vizualizate. Da. Nu se pot pune în formatul să fie vizualizate. Nu știu, trebuie de prin ce procedură. Procedura de achiziții. Să vorbim cu Victor, să vorbim. Probabil le poate vizualiza cel care da, participă, care depune da. Caietul de sarcini și tot ce trebuie. Bun, și organizare de evenimente. Dar toate prins, toate prinse acolo. Toate prins. La un moment dat e vorba de cămin cultural, care da. El la un moment dat prins așa. A fost prins atunci când s-a început. Pentru costume naționale, pentru mobilierie, sonorizare, da. Și evenimentele care ar putea fi făcute acolo în decurs de un an. Trebuie câteva evenimente, erau prinse câteva evenimente. A, și așa. Este prins în valoarea asta și, da, și prețul organizării evenimentelor. Așa, da. Da, da, da. Pentru că nu poți să-i schimbi denumirea și adică destinația. Nu, denumirea. Nu poți să faci altceva cum ar veni, asta e ideea. Destinația. Ce spune? Nefiind pus anunțul cu reabilitarea... M-am surprins foarte mult acum cu achiziția. Nu-i ceva. Deci nu se mai dă nimic în plus la bani. Exact în valoarea proiectului, dar așa au fost pe tronsoanii scoase la licitație. Și domnul Pribau, costumele naționale din ce zonă se aduc? Dar bine, cum se aducă din zonă? Costumele naționale e vorba despre costumele ce am găsit din Ghimeș. Bine, mulțumesc. Da, nu aducem de alt spate, doar în ferește. Da, domnul Altea? Eu am terminat, mulțumesc. Două probleme, dacă se poate. Lucrează la căminul cultural. Aduce din secuim. Dărâmă perețele, face fundația și sus plouă înăuntru. Adică ce am făcut acum un an, doi ani, se strică înăuntru. Noi nu ca să începem cu acoperișul, să facem acoperișul ca să nu plouă înăuntru, lucrăm la fundație. Ca să... Doamnă dragă, sunt ploile astea, merge sus la, la cămin și vedeți că vine jos peretele din cauza ploii. Adică începem să ne spălăm la picioare și după aceea ne spălăm la cap. Nu știu cine coordonează. Mă vine peretele jos din cauza ploii, că nu plouă, nu? Nu știu cine coordonează lucrarea asta, dar primul și prima dată a trebuit făcut acoperișul, domnule, să nu ploaie înăuntru. Până când ne facem peretele, fundația, cade peretele ce am plătit acum un an sau doi ani, un miliard sau cât am dat bani pe el, se distruge la domnule. Cine le verifică? Cine le organizează treaba asta? Am avut discuții cu dirigintele de șantier împreună cu constructorul. Etapele astea trebuia să înceapă de jos, deci au fost clar de consolidare. Acum am avut discuții și la treaba asta cu acoperișul. Deci dânsi acum au dat jos peretele pe exterior, poate de pe cărămidă, și vor urma să ajungă. Deci urcă la acoperiș, acum. Vedeți că eu văd în fiecare zi. Vă cred, sunteți supervizorul de aproape. Să știți că, mă scuzați că vă întrerup, la depunerea de tranșă,
Vine afirul și ne verifică. Doamnă dragă, poate să fie și afirul și afirul afirilor. O lucrare trebuie făcută cu cap. Păi normal, dar nu e făcută cu cap, nu o să adică aruncăm niște bani până când facem de jos, începem de sus. Acum noi am dat miliarde de lei până înăuntru și acum se dărâm înăuntru. Așa ceva nu-i posibil, domnule. Încă o problemă, domnul primar. Vă rog să dați prin anunț, prin biserică sau prin anunțuri în gard, ca măcar pe strada principală, toată lumea să curețe șanturile, să sape, să aibă apa unde să curgă. Și în trecut a fost și acum e lege, cine nu curăță, ia amendă. Și în afișe, prin biserici, fiecare să facă șanțul să avem scurgere de apă. Vedeți dumneavoastră că unul face, celălalt nu face, apa intră în curtea lui. Care face șanțul, apa intră în curtea lui. Celălalt nu face, ăla nu are probleme. Odată trebuie să punem ordine și puncte în comuna asta ca să arătăm și noi măcar ca comunele celelalte. Trebuie zis afișe, anunțați până la data, amendă dacă nu, de la mine. Tât până atât. Nu se poate să rămână comuna așa cum arată. Măcar strada principală, dacă altundeva nu se poate. Vă mulțumesc! Doamnă primăvară, în legătură cu râul de pe Tărăuș, acolo ar trebui să mai lucrăm ceva, că tot nu merge unde ar trebui. Spuneți la lucrările unde au fost efectuate acolo? Da. S-a mai întâmplat ceva în urma... Acolo mai în sus, 200 de metri. Da, am înțeles. Și mi-ați promis că veniți până Tărăuș să ne uităm la șanță un pic. Am fost eu doar cu constructorul, i-am adus la cunoștință că tot ce înseamnă hidrant. Căminele de vizită, așa să fie, deci să fie păstrat, să fie lăsat. Am avut o discuție cu voi. Am explicat că acolo în față căminea asta există și am spus că dacă există, trebuie să... Să rămână așa. Da. Azi la babi, după cum se prezintă, la Rafael. Lea, eu sunt. Mai aveți ceva? Domnul Bursanis. Domnul Bursanis. Da. Eu aș începe tot cu pășunatul cailor. Și avem, dar auziți, când odată o să se rezolve problema asta, domnule? E formată o comisie de pășunat. Sunt angajați la primăria asta. De cine depinde, domnule, ce ar trebui să facem să scăpăm? Sunt sute, zeci și sute de cai, care nu-s din comuna noastră. Ne-a invadat toate pășunile. Deci, în primul rând, proprietarii de cai ar trebui să înțeleagă că nu-și dea calul afară. La un moment dat, ei înțeleg că dacă e din zona lor, fiecare își dau cai afară. Câte amenzi ați dat? Câte persoane ați identificat? Au fost doar avertizmente. Verbal. Și în urma avertizmentelor, ce s-a schimbat? Sunt perioade când sunt mai puțin și că sunt perioade când omul înțelege și pe perioada de vară știm bine ce... Auziți, aveți o comisie de pășunat. Dacă nu o sprijinim, demarați niște acțiuni în teren, domnule. Să împădurește pășunea noastră. Și pe urmă, fiind împădurită, nu mai există posibilitatea ca să o cureți. Dar pe zi, s-au făcut contracte noi. S-au făcut... Trebuie, domnule, verificate, cum într-un fel sau altul găsit o soluție că se împădurește și o să rămânem, nici pădure nu se face, că e nupăr, nici din satelit se vede că e... Foarte bine că s-au luat unele măsuri, s-au luat dumneavoastră la fața locului, de câte ori m-a solicitat am fost și eu. Bineînțeles că mai sunt lucruri care trebuie să le... Da, în fișa postului un paznic de pășune, nu este? Am înțeles că nu se poate. Nu știu de ce nu se poate. Da, se poate să pășuneze cai cu sutele pe pășune, dar nu se poate un paznic de pășune. Deci, care să meargă să... De contracte cu pășune, bineînțeles că va trebui să stea să alăture de noi și cei care au închiriat contractele. Deci nu e obligația numai a noastră, e obligație care și-au asumat-o deja și omul cu apia. Da, dar trebuie să-i anunțați cumva, că le dezilează contractul, ceva să... Domnul Bursan, o să facem în așa fel, să-i anunțăm, pentru că tot cei care suntem aici, ca și consilieri, suntem implicați să știm despre ce e vorba. Da. Deci trebuie să... O să fie prea târziu. Nu e ceva ce
să poate pe urmă, nu se mai poate curăța pășunea. Cresc care zbrază, o să fie dimensiunea prea mare și nu se mai poate curăța. Asta e una. Referitor la, mai am eu, tot mereu am insistat pentru repararea drumurilor pe Vezi, Potoșu și Clău. Ați fost, v-am chemat pe și Clău, ați promis că o să vină și să repară, încă n-a ajuns. Eu totuși sper că o să vină. Și vă zic, că, vă zic pentru ce. E aici și domnul pădurar, care e pe și Clău. La un moment dat sunt atâtea doborâturi, atâtea accidentale, la un moment dat se licitează și o să se începe activitatea agenției economice. Reparați drumul pentru că este drum forestier, un kilometru și ceva de la Gura și Clăului. Să nu se tragă lemn pe drum sau prin părău. Și așa am fost acuzat de unii dintre agenți pe nedrept, că îi pândesc, că îi filmez, că îi nu știu ce le fac. Nu vreau să fiu pus în postura la un moment dat să tragă live tafurile prin părău. Amenajați drumurile și ca să poată mașina să circule, toată lumea spune de respectarea legii. Ar trebui legea până la urmă să o respectăm cu toții, inclusiv noi. Să trimiteți buldul ăla cu bascula să amenajeze drumurile cele, să nu fie nevoie ca să, ca agență trebuie să le asigure prima dată drumul, tu ca ocol sau ca primărie la urmă. Ei nu pot să iei elicopter să treacă, cu toate că sunt unele parcele care platforma primară ar putea fi la baza parchetului. Dar sunt niște probleme care la un moment dat nu trebuie să mă discute oamenii pe la spate că le fac, că nu le-am făcut, dar dacă o să fie nevoie, o să le fac pe față. Că eu, în 2017, când v-am anunțat de niște pagube, pe voi, pe dumneavoastră, aici v-am anunțat. În urmă, după un an, am făcut sesizare. Nu vreau că, la un moment dat, Ministerul Apelor și toată lumea să vină să vadă cam cum se lucrează la ocolul ăsta. Vă rog frumos, luați niște măsuri ca să nu forțați, să fie forțați agenții ca să încalce legea. Să aibă pe unde, să aibă drumurile amenajate, să... Vă rog frumos ca să... Eu nu-s de serviciu nici la 112, nici sesizări anonime. Eu când le fac, le fac pe față și asta e. Dacă respectăm legea, să o respectăm cu toții. Am dat domnul, s-a spus că... Nu, mulțumesc. Deci am avut în urmă... În urma ultimilor ploi, am avut de lucru în sate. Deci am promis și am zis că o să ajung și acolo. Știți bine că avem lucrări în derulare acolo și... Așteptăm. Bine. Domnul Orian, doamne? Nu. Domnul Orian? Deci, ne mai zic că... De ce din ce? De 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 ce